clip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Înțelegem că este importantă și este necesară credința ca să poți face această lucrare. Și în lumina acestui cuvânt și a învățăturii sfinte, frate George, te întreb și te mărturisesc. Crezi tu din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru păcatele tale? Până când vrei să îl urmezi și să slujești pe Domnul Iisus Hristos? Toată viața. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Doamne, vreau să te slujesc, că tu ai trăit. Drumul tău să-l urmezi în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Duceți-vă în toată lumea, a spus Domnul Iisus Hristos, și faceți uceniși din toate neamurile, botezându-i în numele meu. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Sora Adela, te întreb în fața bisericii adunate, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul dumitale personal? Da, cred. Până când te-ai hotărât să-L slujești și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Domnul să te ajute pe baza mărturiei dumitale și la porunca Domnului Iisus Hristos. Te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Viața mea!